Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Astăzi vă propunem un excurs coloristic în lumea artelor vizuale. Am mai făcut asemenea experiență și am văzut că dă bine pentru istoria contemporană a Timișoarei și nu numai, se poate lega cu istoria din totdeauna în multe domenii ale acestei cetăți minunate, oraș devenit acum capitală culturală europeană, Timișoara. Așadar, există, să știți, foarte multe canale de comunicare artistice, vizuale, în Timișoara. E greu să le numim acum pe toate, dar trebuie să știți că de-a lungul vremii aici au fost și pictori foarte importanți, avem colecții importante, de exemplu colecția lui Baba este la muzeul al lui Podlibni și așa mai departe, dar în afară de Muzeul Național de Artă sunt multe alte căi prin care ajungem la pictură, la artă vizuală în general, la artă grafică, la expresivități sculpturale. Astăzi am două invitate care reprezintă artele vizuale și care au foarte multe de spus pentru că s-au implicat în acest domeniu în mod concret, adică odată cu lucrările personale realizate și apoi veți vedea că e vorba de o întreagă organizare și de un punct forte care îl putem constitui deja într-o mică ctitorie culturală intrată în istoria contemporană a culturii orașului. Așadar, invitata noastră este doamna profesor Stella Guciu, care conduce galeriile cromatice, punctul de care vă spuneam gen ctitorie culturală, și totodată este președinta unei asociații interesante care se numește Prezent și veți vedea că chiar onorează titlul, iar însoțitoarea și dumneai și invitata noastră specială, plină de emoții, este tânăra care vine din urmă, dar care susține din toate puterile această coordonare culturală. E vorba de Ana Maria Apostol și îi spun binevenit din acest domeniu, deci al artelor vizuale. Astăzi vom avea foarte multe subiecte. Veți vedea că e vorba și de o colaborare transfrontalieră foarte fructuoasă, mai ales cu artiștii din Serbia. Veți vedea cum este implicată tânăra generație, colaborare cu școlile și, desigur, cu tot ceea ce înseamnă eveniment cultural special. Doamna Stella Guciu, ați adus aici și foarte multe, o să mai avem imagini de altfel, imagini vizuale de la expoziții, albume. Astea sunt fel de cataloge ale expozițiilor pe care le-ați sunt realizat. Evenimente culturale. Și evenimente culturale, da, care sunt marcate de fiecare dată de către o apariție editorială, să o numim, tipărită, ceea ce rămâne. Rămâne, sunt foarte multe și diverse. N-am putea, dacă am începe cu toate acestea, să le luăm pe rând, vom ajunge să nu aflăm multe despre ceea ce practic realizați dumneavoastră. Mai arăt totuși la cameră una dintre aceste lucrări, care, vedeți, numai dacă deschid la întâmplare, se poate spune că este o muncă făcută cu profesionalism, cu răspundere, cu implicare, desigur, și cu mult suflet. Astăzi propun să pornim de la o expoziție care este deja panotată, nu e deschisă, se va deschide în curând și care marchează, ca de fiecare dată, anumite evenimente. Armonii cromatice este un spațiu deschis multor artiști plastici din Timișoara. Dumneavoastră sunteți invitată azi să ne fiți gazdă. Da, bună ziua! Aș dori să vă salut cu
cu mare, mare, mare bucurie și emoție, pentru că suntem încă a treia zi de Paști. Da. Da? A treia zi de Paști, zicem, în Hristos a înviat, să fim cu răbdare, cu îngăduință, cu înțelegere și, de ce nu, cu înclinare sau chiar, dacă putem spune, cu aplecare spre artă. Spre frumos. Acum, și dacă vom da în reluare această emisiune, ceea ce doresc, pentru că arta e persistentă și rămâne, și rămâne, sigur, trecem peste data calendaristică, pentru că orice lucrare artistică depășește data calendaristică. Spuneam că deschideți expoziții mereu prilejuite de un anume eveniment. Acum, despre ce expoziție e vorba? O expoziție colectivă, am înțeles. Da, este expoziția colectivă, cred că se vede și pe... Avem afișul, da? Da, avem și afișul la vedere pentru toată lumea. Expoziția colectivă Armonii de Primăvară, o expoziție internațională, pentru că dezvoltăm, promovăm un parteneriat internațional transfrontalier cu românii de pretutindeni, chiar și din Serbia. Spun acest sau mai lucru, ales din Serbia. Mai ales din Serbia. Atunci aș putea așa spune o acțiune transfrontalieră Dunăre, Criș, Mureș, DKMT, Timiș. Așa. Spun acest lucru pentru că e gândită ca o acțiune dedicată primăverii. E și intitulată Armonie de Primăvară, nu știu dacă se vede, da? O armonie cu mare deschidere în casa sufletului tuturor celora care au plăcerea de a se bucura de această primăvară atât de mult așteptată și dorită, atât în lumea culturală. Dar culorile din tablouri, culorile primăverii, așa cum spuneam, trec dincolo de datele calendaristice și pot fi admirate, sigur, și în, în expozițiile da, următoare. Cine participă din Serbia de data aceasta? Că mereu sunt elevi da, care vin din Serbia. Da, nu, de data sunt aceasta, profesori. Foarte, da, foarte diferită colaborarea. De data aceasta în expoziție sunt pictorițele Daniela Barbulov, este și profesoară de arte la liceul din Vârșeț. Este Ramona Magda, care are o galerie de artă în Vârșeț și promovează arta între tineri. Ramona foarte Magda, interesant. La ora actuală este și studentă masterantă la Facultatea de Arte din Timișoara. Uh-huh. Avem pe domnul Nicolaevici Viorel. Mă opresc aici, că altfel se vor simți oarecum neglijați dacă nu-i pomenesc chiar pe toți. Pe toți. Da, vreau să vă spun că pomenesc numele doamnei profesoare Barbulov, a cărei lucrare de doctorat am văzut-o în vară și vă spun, este impresionantă. Atâtea date adunate din domeniul acesta al tradiției artei da, etnografice, populare în general, încât lucrarea sa poate fi prezentată chiar la institutele de profil. Și acum, deci, sunt prezente și cu lucrări artistice, nu doar da, cele în, tipărite. În cadrul expozițional, da, așa este. Vernisarea acestei expoziții va fi în 14 mai, la orele 17, la Galeria de Artă Armonii Cromatice. Vă invităm cu drag cu această ocazie și să depășim acum, pentru că ați pronunțat că există o preocupare de colaborare cu tinerii, cu tineretul, și spuneam că Ana Maria este aici reprezentanta unui suflu tineresc din cadrul Armoniilor Cromatice, dar și a asociației Prezent. Câteva mărturii ar cădea bine. Spune-ne, m-a impresionat ce mi-ai spus, că timp de 8 ani, 8 ani, deși e foarte tânără, de 8 ani lucrează cu școlile din Timișoara, în special cu una dintre școli, vei face precizarea, și așteptăm acum detalii. Da, bună ziua, în primul rând, și mulțumesc de invitație. Da, colaborăm cu doamna Guțiu, datorită dumneaei, ca să spun așa, am ajuns și eu la Prezent, la asociația non-profit, și
avem o colaborare de mai bine de 8 ani cu școala gimnazială numărul 16 Tachionescu din Timișoara, cu care am participat la concursuri unde am obținut, cred că, peste 1000 de premii. 1000 de premii? Da, da. Da? Da, foarte multe, naționale și internaționale. Cu elevii, da? Cu elevii școlii, da, cu 4 clase, doamnele, cu doamnele învățătoare a claselor 1-4. Da, și cam... În ce formulă ați colaborat? Au învățat să deseneze? Le-ați dat o tematică anume sau cum ați procedat? Da, am participat la concursuri pe tematică, sărbătorilor pascale, sărbătorilor de iarnă. Diverse, da, diverse etape ale anului. Etape ale anului, da. Elevii realizează lucrările, fie picturi, desene, fie obiecte decorative, da, pe care noi le trimitem la concursuri în țară și în străinătate și... Și ei primesc premii. Da, foarte multe. Acum premii. Acum avem norocul că e formula aceasta, nu? Da, online. Da, e online. Nu am participat online, s-a participat efectiv cu lucrări cu lucrările directe. Da. Aceste lucrări au fost donate în urma acțiunilor caritabile care s-au desfășurat la Iași, la Chișinău, Republica Moldova. Avem elevi posesorii trofeelor de excelență pentru țara noastră, pentru România. Merită menționate, iar emoții, dar o ajut eu, doamnele învățătoare Vana Constanța, Jucuț Alina, Grozăvescu Diana, Perenii Teodora. Frumoase lucruri ați făcut, da. Și mai avem colaborări bune și cu școala de la Buzia, și te rog să-ți prezint. Da, prezintă-ne-o și pe școala de la Buzia, așa să vedem. Acolo avem proiecte mai noi, de un an, doi aproximativ, cu Liceul Teoretic Buziaș, tot cu clasele primare, cu doamnele învățătoare Jivan Lăcrămioara și Pantea Camelia, cu care am obținut și cu dumnealor câteva premii. E de început. Este de început. Dar important este că e un suport emoțional pozitiv, un suport psihologic pentru copii și le dezvoltă imaginația și gândirea abstractă, gândirea creativă, ceea ce e mare lucru. Și faptul că donația asta, am vrut să remarc, este iarăși un element care cred că e specific asociației prezent, dumneavoastră. Da. Aș mai adăuga că din acești copii formați în ciclu primar au continuat cu preocupările în ciclu gimnazial, liceal, chiar și la Facultatea de Arte. Deci avem din această mișcare artistică absolvenți de Facultate de Arte implicați în actele artistice ale municipiului Timișoara. Chiar asta voiam să spun, deci e o colaborarea la lung. Da. Și din numărul de copii care sunt implicați, se întâmplă ca cei care au talent, nu? Da, să da. Fie să chiar persevereze. Aleși pentru profesia aceasta. Avem și imagini care vor rula și care de fapt arată o atmosferă. Da. O atmosferă este, artistică. Da, este deschiderea bibliotecii de la Novi Sad, da? Biblioteca Pancevo. Cu... Pancevo. Pancevo, da. Pancevo e biblioteca Casei de Presă și Editură din Pancevo. Da, imaginile, acum am văzut. Unde ați fost prezenți cu lucrări, dar și cu cărți. Cu cărți, s-au donat foarte, foarte multe cărți. Ați donat cărți pentru această nouă bibliotecă. Da, cărți în limba și literatura română, atât pentru elevi, cât și pentru lectură, pentru adulți, da? Este o acțiune desfășurată la care am participat cu mari, mari emoții, după câte și vedeți, sunt și copiii românilor din Serbia prezenți, da? Au recitat din poeții români. În imagine este sufletul mișcării literare, artistice, doamna Mariana Stratulat. Poetă și directoarea CPX, cum zicem, nu? Casei de Presă și Editură din Pancevo.
Libertatea. Foarte Libertatea din Panceva, care a avut această inițiativă, într-adevăr, înființarea unei biblioteci astăzi nu este chiar un lucru așa de trecut cu vederea, pentru că mereu auzim și aflăm de statistici cum că nu se citește foarte mult, dar dacă s-a înființat o bibliotecă, înseamnă o invitație la lectură și un succes, desigur, pentru cei care vor veni și vor fi interesați de cărți. Așa foarte este. Foarte frumoasă o altă acțiune, da? O altă acțiune care văd că este menționată în acest moment este un proiect transfrontalier pe care l-am dezvoltat Serbia-România și România-Serbia. Așa. Cu Galeria de Artă Naivă, e doamna directoare Maria de la Covacița. Galerie, după câte vedeți dumneavoastră, este un merit de excepție acestui colectiv de slovaci, de slovaci din Serbia, care prin prisma activităților desfășurate au fost, s-a deschis inițiativa culturală de galerie UNESCO în Arta Naivă. A, UNESCO Arta Naivă, Arta da. Naivă, și da? Sunteți în colaborare strânsă parteneri, cu ei, parteneri cu și ei. Mai bine, și mai frumos da, sună, parteneri. Au fost sună. Și la rândul lor la noi în Timișoara, ați văzut imaginile din Piața noi Libertății. Din Timișoara ați dus lucrări din Arta Naivă acolo? Nu. Ați mers cu altfel de lucrări. Am mers cu, da, se vede și în catalog, este da. Dialogurile cromatice care le-ați prezentat dumneavoastră între Aha. Serbia și România. Am cuprins prin spectru cultural amplu, nu strict direcționat nu doar, pe da. Arta Naivă. Nu ei doar venit, Arta Naivă, da. Ei da. Au venit cu expoziție. Și acest catalog i-ați inclus și pe ei. Da, în nu, acest catalog. Ei au aici catalogul lor, da, pentru că au venit da. Cu Arta Naivă. Deci ei la noi în păi galerie... Păi asta e specificul, da, lor, e specificul corect, lor, dacă da, sunt da, și UNESCO, da. E normal că... Trebuie să fie respectată și evaluată această, da. Această notă. Deci, doar un exemplu de Covacița. Știu că ați avut și vizita elevilor din Vârșeț, aici. Tineretul da. Are cuvântul, Ana Maria. Da, a elevilor de la școala medie din Așa. Vârșeț, cu profilul de grafică și design. A, e profil specializat da. Pentru da. Artă. Da. În artă, da. Da. Au avut o expoziție în galeria noastră Armonii Cromatice. Cam 60 de elevi au fost prezenți cu lucrări și cred că a fost 60 de elevi veniți din Serbia, Serbia. E frumos. Da? Îndrumați de patru profesori, da, patru profesori. Cu patru profesori și am fost și onorați. Ei. Ai notat tu acolo, da? Da? Citești tu sau citesc da. Eu? Au venit domnul secretar în Consiliul Național din a Românilor din Republica Serbia, domnul Marian Mohan, și doamna directoare a școlii medii a fost prezentă în galerie. S-au încheiat doamna... și un parteneriat cu asociația prezent, inclusiv cu... Dorim să extindem spre liceul cu predare în limba sârbă Gvozdenović din Timișoara și chiar cu municipalitatea noastră. De ce nu? S-a implicat și poetul cunoscut, Slavomir Gvozdenović, în această da. Colaborare. Da? Eu zic că sunt foarte deschise căile de frumoasă, foarte frumoasă colaborare. E un fel de verigă care se adaugă cu fiecare acțiune pe care o împliniți. Știu că, apropo de adăugare, mai mereu este prezent și deschide expozițiile, vernisează, profesor universitar, critic de artă, Gabriel prieten, da, prieten al galeriilor cromatice, Gabriel Kelemen, care... a colaborat în foarte multe feluri cu ceea ce înseamnă arta dincolo de catedră. Este arta pentru oraș, este arta pentru oamenii iubitori de culoare artă. Și artă. Da. Și-a lansat cartea
atât în limba română cât și în limba engleză, da. Armonia cromatică a Universului, este o carte care eu încerc să vă prezint, seamănă cu un tom. E un tom academic de adevăratele, dar are 500 de planșe, trebuie să vă spun. Încerc să vă redau o parte din conținut, să vă dați seama ce amplă muncă creativă, de mare specialist în cimatică. Cartea a fost prezentată și în emisiunea noastră, pe larg, în prezența autorului, după care autorul a prezentat-o și la o academie din Milano. Da, a fost invitat prin prisma colaborării Facultății de Artă din Timișoara cu cea din Milano să le prezinte cartea, conceptul, să zicem... E vorba de un concept special, corect. Hermeneutica cosmosului și aici o întreagă teorie a fost expusă, ilustrată cu acele 500 de planșe despre care autorul însuși a vorbit. Continuăm acest excurs coloristic, dar și, să-i spunem, de ctitorire a unor întâmplări culturale care legate fac o imagine a cotidianului colorat și peisagistic al artei vizuale din Timișoara noastră contemporană și nu numai. Lucrurile se leagă. Ați participat, cred că într-un an, la mai mult de 10 expoziții și întâmplări culturale din Serbia. Diverse. Pe diverse teme și la ați fost și la împlinirea 60 de ani de la înființarea Societății de Limbă Română din Serbia, la Dvârnic. Mă rog, acolo, ca să spunem, personaj principal este și profesorul rămâne Marina. Profesorul Lucian Marina. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, transmite acestui moment de excepție, astăzi la Europa Nova, un mesaj cu totul și cu totul. Deci domnul de profesor Lucian Marina, președintele Societății de Limba Română din Serbia, transmite un mesaj care ajunge la dumneavoastră prin intermediul emisiunii noastre. Da. Domnia sa ne menționează că Societatea de Limba Română, înființată la 3 martie 1973, deci în urmă cu mai mult de 60 de ani, da, are centrul atenției sale cercetări lingvistice, cercetări ale folclorului și tradițiilor, respectiv păstrarea limbii române și cultivarea limbii literare române. S-a cercetat și cultivat limba română în viața sociopolitică, în mass media, în învățământ și în toate domeniile de viață și activitate. A fost o amplă activitate desfășurată în cercetarea culturală a limbii române. Însoțită de foarte multe, vreau să vă spun că numai menționându-le, e foarte puțin, de foarte multe lucrări de specialitate și domnul Lucian Marina sigur ar merita o emisiune întreagă pentru lucrări. Să nu uităm nici revista Logos, în care apar atât de foarte interesante studii și e o revistă într-adevăr, să zicem, academică. Da, a organizat un eveniment de excepție la 100 de ani de la nașterea poetului Radu Flora. Da, pe care el respectă foarte mult și foarte, lexiconul foarte bine. Lexiconul soliștilor vocali și instrumentiști în limba română la postul de radio Novi Sad, unde s-au împlinit 60 de ani, este o redare și o susținere a Elenei Ocolișan Baba. Și a multor altor nume din domeniul acesta. Cât de diversă ajunge să fie o colaborare care a pornit de la o expresivitate coloristică, de la iubirea pentru a așeza cu penelul, pe pânză, o imagine oarecare, o stare. Și s-a extins la lucrări care sunt donate, la a sădi în sufletul tinerilor nu doar interesul, dar chiar și a descoperit talente în domeniu. Promovat talentele. Apoi această
permanentă posibilitate de completare a ideilor pe care le avem aici cu cele ce le au artiștii dincolo de frontiere. Dincolo de frontiere, corect. Foarte interesant, da. Cred că se cade să menționăm buna colaborare cu Centrul de Presă și Editură Libertatea, la care am participat la salonul anual de premiere în luna decembrie, unde au fost premiați poeții și scriitorii români din Serbia, contribuția lor la promovarea culturii și limbii române. În mod deosebit, doamna Mariana Stratulat, domnul Mic Valentin, care da. Sunt implicați în acest parteneriat transfrontalier, cărora le mulțumim pentru tot ce fac pentru românii de pretutindeni. Da. Aș mai adăuga, dacă îmi permiteți. Vă rog. O bună colaborare, o foarte bună colaborare de susținere în Timișoara, capitală culturală europeană, desfășurată pe parcursul anului 2023, cu care am fost parteneri și rămânem în continuare, că activitățile de promovare a orașului deci, continuă da, și da. În 2024. Activități care au cuprins un periplu cultural, îmi permit să spun, în Banatul tradițional, să zicem. Chiar aveați și o titulatură interesantă. Da. Cum se numea? Mi se pare să ne cunoaștem. Da, să ne cunoaștem țara, limba, Banatul în special. Banat în special, am fost în Banatul de Munte, Caransebeș, Moldova Nouă, Reșița, da. Oțelul Roșu. Am continuat anual, avem colaborări foarte, foarte bune cu minoritățile conlocuitoare, cu slovacii de la Pecica, la praznicul de pită nouă, să știți că în luna august întotdeauna suntem la degustarea noii recolte. Am înțeles. Așa. Toate aceste colaborări au fost de bun augur în tot ceea ce a însemnat promovarea în mod special a tinerilor. După care urmează sigur și să zicem rodul inspirației la locurile respective, un artist și vizual, ca și artiștii muzicali, dar mai ales cei care scriu, notează aproape insensibil, aproape fără voie, anumite accente, elemente din realitate care apoi dezvoltate devin pagină de artă. Da. Și aceste deplasări, sigur, își au o multiplă eficiență, asta putem să spunem. Liniștit. Și aș mai întreba-o pe Ana Maria, care e un sprijin de nădejde acolo, un om care e de bază, foarte implicată, foarte corectă, foarte activă, și ea pictează. Și trebuie spus lucrul acesta. Știu că ai lucrări în această expoziție care e deschisă acum. Cum te-ai defini între ceilalți membri? Ce notă specială aparte au lucrările tale? Da, m-ați prins. Eu sunt așa un pic începătoare, adică nu sunt ca și colegii mei. Dar tocmai asta e frumos, că ai un loc. Am încercat diferite tehnici. Am început cu pictura în ulei. Ai început bine dacă ai început cu uleiul. Cu pictura în ulei. Acum încerc acuarela, care îmi place și cred că reușesc ceva. E foarte mult de învățat, de exersat. Dar da, este. Dar dacă o faci cu plăcere, cu drag, da. Exercițiul aduce, da. Aduce perfecționare, da, bineînțeles. Dezvoltare. Sigur că dezvoltare. Da. Și acum e prima prezență într-o expoziție colectivă sau ai mai fost? Nu, cam de 2 ani. În timp de 2 ani ai mai avut expoziții. Am mai avut expoziții colective, nu am reușit încă o expoziție personală. Da. Nu-i nimic, sper este timp. Sper că în viitorul apropiat reușim și eu. Este timp, da. Expoziție. Ce se întâmplă cu lucrările pe care le expui? Fiind vorba de expoziția, de asociația prezent, de donații, de așa mai departe. Știu că ați mai făcut donații de lucrări. Da, aveți și un proiect de acest fel?
Da. Pentru da. Că nu toate anual. Lucrurile pot fi tezaurizate da. Și să le ții acasă în da. De regulă atelier. Am donat. Am făcut acțiuni caritabile. Da, anuale. Anuale. Anuale da. Sau chiar bianuale. Da. 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 Am susținut... cât s-a putut, prin donații, că ați întrebat ce se întâmplă cu aceste lucrări, prin aceste donații susținem diferite acțiuni caritabile. Am susținut centrul de zi cu copiii bolnavi cronici de diabet la Buziaș. Am organizat o acțiune de susținere pentru centrul copiii, centrul de zi Sfântul Nicolae din Timișoara, da, e renumit în care a fost implicat și consulatul german din Timișoara. Spun acest lucru pentru că s-au, pe lângă acțiunea de donație, a fost și o acțiune de creație sau creativă, cum ar fi mai corect, prin realizarea unui centru de mișcare în cadrul acestui centru, prin dotare cu o multifuncțională de editare pentru copii. Deci au fost... Astea ați oferit, da? Da, da. Mare da, lucru, foarte da, mare lucru. De asemenea, a fost, am participat cu lucrări artiștii la Balul Speranței. Da, și acolo a fost, dar... E foarte, foarte complexă prezența dumneavoastră. Este firesc să apară și întrebarea oarecum mai delicată. Toate aceste manifestări, deplasări, panotări de expoziții înseamnă timp, pasiune, desigur, dăruire și așa mai departe, dar cred că e și o parte financiară. Nu vă ajută nimeni? Da. Se spune, subiect, poate am vorbit de Balul Speranței, nu? Noi ne punem întotdeauna speranța în realizarea mișcării sufletești sau, dacă doriți, spirituale a tuturor celor care iubesc, care iubesc arta, arta da, da. Care dăruiesc din suflet ceva. Deocamdată am funcționat pe autofinanțare. Autofinanțare, lasă că e bine, trebuie să subliniem că există și așa ceva. Deci în lumea în care zornăi arginții la orice colț și la orice pas da. Și lumea e interesată într-adevăr de partea aceasta materială, mai există și locuri care... au o altfel de rezonanță, ați spus, sufletească, da. Îi spunem și artistică, dătătoare de bucurie, de energie specială, nu-i așa? De anul o stare acesta, emoțională. Da. Anul acesta am spart datina noastră, aceea de a încerca să ne descurcăm singuri și am promovat un proiect la da. Consiliul Județean Timiș, Artan Banat, un proiect care... spre marea, marea noastră bucurie, a fost aprobat. Aprobat, mare da. Lucru, da. Vom reuși să, pentru prima dată, o tabără de creație la Buziaș, în dealurile Viilor, în luna iulie, din 15-19 iulie, cu implicarea primăriei Buziaș, a Asociației Agape, a Consiliului Județean și, bineînțeles, artiștilor de la Asociația Prezent. Prezent. Foarte frumos. Deci o tabără de creație. Da. Ați spus-o public. Înseamnă că ați făcut într-un fel o invitație sau deja aveți stabilite numele celor care vor participa? În măsura în care se poate. Deci, repet, în măsura în care se poate, pentru că vom fi cazați la centru de zi de la Buziaș. Lucrările vor fi elaborate sau realizate în dealurile Viilor. O parte din ele sunt deja din start donate. Pentru donate, da, pentru donație, da, sigur, da. Pentru donație. Aveți și centru acolo de diabetici pentru da, copii da, da, și da. Aveți unde dona, aveți unde dona. Numai o clipă. Această acțiune de donație perseverează în luna noiembrie printr-o acțiune caritabilă de susținere a centrului de zi de bolnav diabet. Deci de diabet va urma continuă. În luna noiembrie.
octombrie, lucrările care se vor realiza în această tabără, vor fi celelalte lucrări donate de artiștii de la asociație, da? Vor fi donate. Bineînțeles, această donație se finalizează în marea majoritate a cazurilor cu realizarea unei susțineri financiare pentru centrul de zi. Adică lucrările care le donăm centrului de zi, domniile dumnealor, într-un an le-au folosit în amenajarea centrului de zi. Sau alte ori, da. Activități pe sunt, care le organizează dumnealor. Sunt valorificate, da, valorificate și rețineți... Le rămâne și, da? Mă rog, faceți un bine material. A spus de autofinanțare, în general autofinanțare. Ana Maria este unul din tinerii, ziceam, care susține și efectiv muncește. Așa e că aici noi vedem numai partea coloristică, frumoasă, finală. Dar e nevoie de cărat lucrările, trebuie selectate, trebuie împachetate, mai ales când anutate. Plecați. Mai ales că plecați în Serbia, eu știu, în alte locații. Da, e un pic greu, dar plăcut în același timp. Suntem împreună și... Contează organizarea. Da. Doamna Stella Guciu este... Stella este cu organizarea. Este organizator la... Un bun organizator, la, ca să spunem ea așa. La suntem în echipă. Suntem în echipă. În echipă, dar cu organizatorul se vede după cum vorbește, cred că e... Da, da, da. Ați avut în emisiune din fetele care susțin această activitate, Simona Molnar, Maria Hadiji, da. Florescu Mihaiela, au fost la dumneavoastră în emisiune, sunt și ele antrenate în această mișcare culturală. O și susțin, fiecare are propria sa viață artistică, deci participă și la activități online, la alte activități online în țară și în străinătate. La expozițiile armoniilor cromatice și ale asociației, dar se și implică. Este meritorie. Da. Văd foarte frumoase realizări grafice tipărite, mă refer la aceste cataloge. Trebuie să știți că cu multă atenție pe o hârtie și o condiție grafică foarte frumoasă se realizează aceste albume, cataloage, scuzați, și care, aceste cataloage, practic, intră într-un fel de, să-i spunem, seif al... Bază culturală. Bază culturală, da. Armoniilor cromatice. Cu permisiunea noastră aș dori să menționez, vă rog, că în realizarea acestor materiale, da, de promovare a artei și culturii, cu fiecare ocazie organizată în cadrul armoniilor cromatice, avem un suflet mare, foarte mare, o pictoriță, Țiț Ioana, în cadrul care are practic susținerea. Este menționată pe fiecare album. Așa, deci vă ajută la realizarea... Redactarea și realizarea, da, e mare asta lucru. Asta e foarte mare lucru. Plătind cine? Asociația Armoniile Cromatice sau bunăvoința dumneaei? Aș lăsa o treabă de gospodărie internă. De gospodărie internă. Da, de gospodărie, da, e mai bine am așa. Am subliniat asta pentru că fiecare dintre dumneavoastră, dintre noi, știm că e mai greu fără bani să realizezi ceva, chiar și cultură. Cultura, mai ales fiind oarecum elită, din elita artelor, solicită și ea, e nevoie de intervenție financiară. Da, important este că vă descurcați, asta este foarte important. Important este că existăm, cu permisiunea dumneavoastră doresc să accentuez acest lucru, că rezistăm. Mai ales rezistăm, că rezistați, da, rezistați, da. Există și în cultură rezistență, da? Rezistăm. Diverse tipuri de rezistență, da, e o rezistență. Și de promovare. Și de promovare, da, sigur, da, că da. Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să vă menționez o activitate de excepție. Pentru prima dată a avut loc în cadrul Galeriei de Artă Armonii Cromatice, Salonul Internațional Anual de Artă Vizuală al Asociației Prezent. Cred că se vede, da?
Ocazie cu care s-au decernat premii a fost o recunoaștere a tuturor artiștilor implicați în acest periplu cultural artistic. Chiar periplu cultural, da, artistic, da, al armoniilor cromatice. Spun acest lucru pentru că a fost o reală bucurie în luna ianuarie, atunci când lumea în general se reculege după sărbători, să promovăm noi o mare sărbătoare culturală în orașul Timișoara, activitățile noastre fiind promovate și în cadrul site-ului Timișoara Capitală Culturală Europeană. A, deci intră și pe site tot, da, ce realizați frumos. Doresc să fac mențiunea că avem și noi site-ul Armonii Cromatice, unde ne puteți urmări. Normal că există, așa, da, activității. Pe lângă toate acestea, fiecare artist își are propriul, da, său site cultural pe Facebook sau, mă rog, pe formele. Asta e normal, e o problemă, da, da, particulară, da, sigur, da, că da. Prin care își realizează colaborări naționale și internaționale. Am văzut că în felul acesta răzbate din Timișoara, așa ca o răspândire de raze, colaborarea cu foarte multe, cu muzee, chiar din București, chiar Cluj, parcă luna trecută am văzut undeva pe la Snagov au ajuns lucrările, da, da, din, da, Timișoara. Da. Nu există expoziție importantă, eveniment important despre care să se știe că se poate participa și prezentă asociația, dar și Armoniile Cromatice, să nu aibă o secvență acolo, trimisă. O secvență. Și, da, de multe ori se întorc cu diplome, e adevărat. Da, 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 cu recunoaștere. Cu recunoaștere, deci, da, aceste recunoașteri artistice apar întotdeauna în lumea artei sub forma trofeelor, diplomelor sau chiar participări efective editoriale, care sunt foarte, foarte plăcute. Sunt foarte importante, da, foarte, da, importante. Da, sigur, da, că da, da, da. Timișoara există prin coexistența tuturor factorilor culturali, artistici, pentru că este cunoscut ca orașul florilor. Noi insistăm foarte mult să fie și orașul cultural. Și orașul culorilor, da, de toate felurile, culori, da, artistice, da, dramatice, da, literare, de film, de ce nu, că s-a încercat și aceasta. Și pentru că mai avem acolo câteva lucrări, Ana Maria, poți să arăți la albumul acela, la cameră, și aflăm, participă, despre ce este vorba. Da. Participările. Zis și făcut se, da, numește acest album. Da, da, participările, Iași, naționale și internaționale ale artiștilor de la Armonii Cromatice. De la Armonii Cromatice. Asociația Non-Profit Prezent. Cred că se văd, da? Se văd. Ok, ocazii cu care am susținut și alte activități artistice, da, unele ieșene, că se și intitulează identități ieșene, cred că le-ai arătat la camera. Da, unde, da, au participat, așa, mai mulți colegi de ai noștri, da, care au obținut. Și aceste premii, albume, pe lângă faptul că, mă rog, se păstrează, firește, sunt parte din cartea de vizită a Armoniilor Cromatice, le și trimiteți, nu, la cei care sunt din alte orașe, că dacă ați colaborat cu Iașul, să zicem, da, cu Clujul. Le promovează cei care organizează evenimentul cultural. Da? Deci acest album e realizat de ei. De ei, da. A, nu de dumneavoastră, nu, da, nu, nu, sunteți prezent acolo, prezenți acolo, acolo, da, dar ei îl realizează. Îl, da, editează, da, și îl promovează. E o colaborare absolut demnă de admirație și de felicitare, sigur că da. Ați parcurs un drum destul de complicat, pornind de la partea organizatorică, pur și simplu, care înseamnă multe alte puncte, nu le trecem acum în vedere, până la, iată, evidențe. Aici ce am văzut în imagini sunt niște evidențe, ceea ce ați povestit sunt evidențe ale unor etape culturale care fac parte, spuneam, din istoria cotidiană a orașului nostru.
ceea ce și a județului. Nu, și a județului, oh, da, dincolo de limitele orașului, într-adevăr. Deci, în perspectivă, ne-ați și spus, tabăra de la Buziaș din luna iulie, apoi acel în mare iunie. Eveniment, poate îl vom consemna din noiembrie, un eveniment caritabil și, bineînțeles, între timp, lucrările expozițiile participanților curente. Da, și expozițiile aș dori cu permisiunea dumneavoastră să menționez că avem două mărci înregistrate, Armoniile cromatice, de înțeles că de aia ne-am și păstrat titulatura și am susținut orașul Timișoara în dosarul de candidatură a Timișorii Capitală Cultural Europeană, înregistrând marca Călător prin Timișoara. Călător prin Timișoara, care îl organizăm anual de ziua Timișorii, în luna august, acum la Galeria de Artă Armonii Cromatice, înainte în diversele spații culturale ale orașului Timișoara. Suntem la ediția 12-a, cred că, deci de 12 ani. De 12 ani. Promovăm Călător prin Timișoara. Călător prin Timișoara. Și ce se întâmplă într-o călătorie? Într-o călătorie am călătorit prin diverse cartiere ale orașului Timișoara, am promovat diferite centre culturale din Timișoara, am promovat cultele. Deci ați mers grupul, să zicem un grup, în călătoria în Mehala, uite, un cartier foarte, foarte vechi, foarte cunoscut. Cum ați procedat? Ați mers la... Nu s-a, știu, s-a lansat o sală culturală unde ați făcut expoziția, asta de vorbă. Da, da, la început expozițiile au fost organizate la Casa Ada Müller-Guttenbrunn, pentru că ne-a fost mai la îndemână, da, în oraș. Dar fiind un punct ales din Timișoara, trebuia prezentat, trebuia, da, vizualizat oarecum. Da, s-au vizualizat arta și cultura etnicilor germani. Din zona respectivă. Din zona respectivă, după aceea am mers pe alte minorități, am mers pe acțiuni culturale organizate în orașul nostru Timișoara. De aceea anul trecut Călător prin Timișoara a marcat Timișoara Capitală Culturală Europeană. Practic ați reușit să arătați multiculturalismul, da, din istoria orașului și a Banatului. A Banatului da. De la Banatul tradițional, Banatul de munte, la Banatul transfrontalier, că de-aia au fost expozițiile internaționale, da, au participat, da, și românii noștri de pretutindeni. V-aș întreba această experiență de coordonare pe care o onorați foarte frumos. Este îndelungă? Ați mai coordonat și alte tipuri de asociații decât culturale? Sau asociația, da, non-profit, pentru că într-adevăr trebuie o experiență, sau ați învățat din mers? Da, de profesie sunt ingineră. Ingineră. Așa. Ingineră hidrotehnician. Deci prin foarte prisma, calculat, calculele intră... Prin prisma meseriei a trebuit să învăț să gospodăresc apa, să o folosesc temeinic, cu grijă, în 42 de ani de învățământ superior, odată cu... timpul mi-am promovat o preocupare care mi-a stat în casa sufletului toată viața, e vorba de artă, și bineînțeles la trecerea aceea, cum se spune, în rezervă, în armată și în pensionare, în viața civilă, am trecut la promovarea artei. Artei. Acum, în încheiere, trebuie să precizăm așa, ca un halo, că dumneavoastră sunteți realizatoare de tablouri într-un stil așa cum își dorește fiecare artist, adică personal, foarte opulent, foarte bogat, cu obiecte strălucitoare, pietre strălucitoare puse în culorile respective, asortate. E ceva cu totul și cu totul fascinant, așa, îți iau ochii, stai pe loc, încerci să înțelegi, să vezi sensurile, te admiri ce s-a întâmplat, deci sunteți și creator
de artă, nu doar coordonator de artă, ați avut și expoziții personale, nu e niciun secret în acest sens, așa încât toate lucrurile se leagă cumva, iar tânăra generație Ana Maria, care are deja câteva expoziții, adică participare la expozițiile colective. Peste 10. Da, visează. Deci a trecut de nota 10. Firește la o expoziție personală pe care o dorim din tot sufletul. Vă mulțumesc pentru aceste mărturii care îmbogățesc cu un dram, cel puțin un dram de frumos, viața culturală a Timișoarei noastre, dragi. Mulțumit pentru prezență, foarte mult succes în continuare. Dorim și noi să vă mulțumim că ne-ați dat ocazia să invităm cât mai mulți colocatari ai orașului nostru, ai țării noastre minunate. Să vă deschidă ușa armoniilor cromatice. Sunt Veronica Balaj, vă mulțumesc pentru atenție, stimați telespectatori. Ne întâlnim duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.